Salutare, dragi dragi, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi abonați, vă lăsați-mi gândurile voastre în comentarii. Și totodată, nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și spuneți-le și lor despre Parfumului 35 și despre ce fac eu aici pe acest canal dedicat parfumurilor și dorinței mele de a cumpăra sau de a nu cumpăra parfumuri. Bun. Astăzi, așa cum știți și în titlu, o să vă vorbesc despre un top al unor parfumuri, sper eu că am ales 10 în topul de astăzi, pe care simt că nu e nevoie să le reaplic și simt că toată ziua reușesc să-mi ofer așa satisfacția aia de a purta un parfum bun. Deci, cred că, dacă ar fi să spun mai simplu, top 10 parfumuri persistente din colecția mea, altele decât cele despre care deja am vorbit, pentru că am văzut că fac destul de constant astfel de videouri, pentru că văd că tot mai multe dintre voi sunteți dornice să purtați parfumuri care sunt extrem de persistente. Și da, despre asta o să vorbesc astăzi. Bun, primul dintre ele sau primul din colecția mea, cel care m-a inspirat să creez acest video, este acest Floral Street Electric Rhubarb. Electric Rhubarb, eu l-am purtat săptămâna aceasta destul de des. Mi s-a părut că se potrivește foarte bine cu tot ce înseamnă zilele astea de primăvară / vară, pentru că este destul de cald afară, chiar dacă mai sunt și perioade în care plouă, latră câinele meu afară de nebunește. Deci, Floral Street Electric Rhubarb, exact așa cum îi spune și numele, ăsta este un parfum electric, este un parfum floral, este un parfum în care se resimte o dulceață, dar în același timp o amureală pe care zic eu că o are rhubarba. Și ăsta e un parfum floral, e un parfum extrem de viu și îmi place foarte tare. Când vine vorba de persistență, el persistă toată ziua, însă rămâne destul de apropiat de piele. Nu-l simt ca un parfum cameleonic, ci mai degrabă ca un parfum liniar, însă, dincolo de toate, ăsta zic eu că este un parfum care îți poate da o stare de feminitate și de unicitate, pentru că zic eu este un parfum unic și da, îmi place foarte mult și simt nevoia să-l port foarte mult în perioadele în care este cald afară și cred că îți dă și o stare de confort și poate chiar de îmi scapă cuvântul, de răcorire când vine vorba de o zi poate mai călduroasă și cred că va face casă bună și cu vara. Bun, un altul din colecția mea, vreau să vi-l aduc în prim plan pentru că, așa cum am spus și cred în videoul meu trecut, Aura de la Mugler este discontinuat și în cazul în care îți place Aura de la Mugler și nu l-ai mai găsit și cauți cumva o alternativă, cred că acest Theorem Purple Allure de la Afnan poate să fie alternativa ta la Aura de la Mugler. Desigur, dacă îți plac și căpșunile, pentru că, din perspectiva mea, acest ornament Purple Allure de la Afnan este tot ce înseamnă Aura de la Mugler, dar cu un hint de căpșuni. Asta îl face să fie gustos, să fie fructat, să fie viu și el, să fie feminin, să fie jucăuș, să fie loud, adică gălăgios, mi se pare un parfum gălăgios, dar este un parfum care persistă toată ziua și cred că te înțelege foarte bine cu el. Cel puțin eu mă înțeleg. Din aceeași categorie a parfumurilor care sunt alternative, am pentru voi o alternativă care este foarte cunoscută, zic eu, acest Armaf Club de Nuit pentru ea. Asta este alternativă la Coco Mademoiselle de la Chanel. Pentru mine este o alternativă foarte bună. Eu sunt fan Chanel, însă Coco Mademoiselle, deși cred că este cel mai bine vândut parfum al lor, nu m-a făcut să mi-l doresc, nu m-a făcut să vreau să-l cumpăr, dar acest Armaf cred că își face foarte bine treaba în cazul în care ești îndrăgostit de... Bine, dacă ești îndrăgostit de Coco Mademoiselle, cumpără-ți-l pe acela. Dacă îți place exact așa cum îmi place și mie, dar nu vrei să dai banii pe el, poți să-ți iei acest Armaf Club de Nuit, care este o alternativă, zic eu, foarte bună în ceea ce privește raportul calitate-preț și este un parfum și acesta foarte persistent. Eu nu am nevoie sau nu simt nevoia să-l reaplic. Bun. Un altul, un parfum nou în colecția mea, este acest House of Oud Empathy. Asta este, cred că, ultimul parfum pe care l-am cumpărat. Încerc să mă uit să văd dacă au mai fost și altele, dar nu.
Ăsta este ultimul parfum pe care l-am cumpărat. Eu l-am cumpărat, desigur, pentru că am reușit să fac o combinație. Zice soțul meu că sunt destul de combinatoare. Dar da, ăsta am reușit să mi-l iau la un super preț. L-am luat din Obsentum. El la full price costă 1100 de lei, însă eu am reușit să fac cumva și să-l obțin mai ieftin și mi s-a părut o idee foarte bună să-l cumpăr. Ăsta aduce un pic agriti, însă are zmeură în el, are o combinație de zmeură cu niște note de piele, ceea ce îl fac să fie fructat și în același timp să fie și un pic elegant și sexy, însă combinația de piele și zmeură nu este ca în alte parfumuri, spre exemplu ca următorul despre care o să vă vorbesc, ci este mai degrabă o combinație mai dulce, poate mai copilăroasă, dar ce-mi place mie este că parfumul ăsta este unic și chiar el a venit cu în cutia lui, a fost un card, un gift card din acela în care ți se spune că această sticlă este unică pentru că este pictată manual de către un artist artizanal. Deci da, și asta ar face să fie super fain și îmi place. Mă bucur foarte mult că l-am în colecție și ăsta este un parfum care persistă foarte tare. Desigur, dacă e să dai full price pe el 1100 de lei, nu știu exact dacă merită, pentru că eu cumva mă raportez subiectiv la faptul că eu am dat mai puțin pe el. Deci, da, s-ar putea să dau și mai puțin pe el și desigur m-aș bucura de el. Dar persistă foarte, foarte bine. Și acum, pentru că vorbim tot de combinația asta de zmeură cu piele, o să vă vorbesc despre Lady Rem de la Remisance. Ăsta, spre deosebire de acela, are și el zmeură, are și el piele, însă notele de piele de aici se simt ceva mai pregnant, se simt mult mai puternic, este un parfum în care ideea asta de piele se simte mult mai intens, este un parfum care se aseamănă foarte bine acesta cu Tuscan Leather de la Tom Ford și este o alternativă foarte bună și din punctul meu de vedere este un parfum persistent. Nu știu neapărat cât de bine poți să-l porți în zilele în care este foarte cald afară, dar eu mă înțeleg foarte bine cu el, mai degrabă seara în perioada asta și nu ziua. Să continuăm parfumurile cu zmeură și am pentru voi minunăția asta de Angel Nova de la Thierry Mugler. Asta este un parfum cu zmeură, un parfum cu rubarbă, e un parfum fructat, e un parfum în care fructele se combină foarte frumos, este exact o dulceață de zmeură cu poate un hint de vanilie, fără să fie gurmand, nu îl simt un parfum gurmand, ci îl simt strict un parfum fructat, în care zmeura se resimte din plin și îmi place foarte tare și este un parfum care persistă toată ziua. Aveam și o alternativă pentru el, un parfum Eleganto numit, de pe manogi.ro, de la Jacques Battini, dar Eleganto nu se mai găsește, deci cine îl are să se bucure de el, pentru că nu, el nu se mai fabrică. Dar astăzi este despre acest Angel Nova, un parfum extrem de persistent din colecția mea, pe care simt nevoia să nu simt nevoia să-l reaplic de-a lungul zilei. Și mai am trei în topul de astăzi. Unul dintre ele este un parfum de la Oriflame. El se numește Enigma. Enigma este exact o enigmă, nu știu de ce eu îl asociez cu orhideea, habar nu am de ce, dar orhidee pentru mine înseamnă acest parfum. Este un parfum de care sunt îndrăgostită, iremediabil, este un parfum enigmatic, este un parfum clasic în colecția celor de la Oriflame și eu îl recumpăr de fiecare dată când am ocazie. Așa, încă unul despre care eu nu am vorbit foarte des, dar având în vedere că vine vara, cred că ar trebui, este acest Vanilie Manoi de la Le Senteur Gourmand. Ăsta este luat de pe manogi.ro. În online am văzut că nu prea s-a discutat despre parfumul ăsta, dar mie mi se pare un diamant ce ar trebui descoperit, pentru că avem aici iasomie, avem aici niște floare de tiară pe un pat vanilat, cred că și ceva note de cocos. E un parfum care te duce exact la plajă și el pe mine este un parfum care persistă probabil din combinația asta de iasomie și vanilie. La început mi s-a părut un pic cam dur, însă îl am de vreo, cred că l-am de 6 luni și mi se pare că a început să fie mai complex pe mine după o perioadă. Cred că a avut nevoie de ceva timp să se dezvolte. Bun, și ultimul, dar nu cel din urmă, este acest Mon Parfum Cristal. Mon Parfum Cristal, care, din punctul meu de vedere, este o alternativă foarte bună la Kenzo Flower Elixir. Kenzo Flower Elixir. Și asta este un parfum cu zmeură, după cum vedeți, în topul de astăzi sunt multe parfumuri cu zmeură. Cu asta o să mă știu acum, place foarte mult.
Ăsta este un parfum de care m-am îndrăgostit de puțină vreme, deși l-am în colecția mea de mult. Și îmi place de numai tot. Sunt îndrăgostită iremediabil de el. Și el persistă toată ziua. Bun, cam asta este topul de astăzi. Aștept gândurile voastre în comentarii și spuneți-mi ce ar trebui să mai testez, să mai adaug în colecția mea de parfumuri persistente. Pa, pa!